Bună dimineața, dragilor! Vreau să vă spun o idee care mi-a venit azi dimineață apropo de aceste trofee ale campionului în casa căruia stăm, în Neamț. Și anume, credeți că acest om, ca să obțină aceste trofee, a avut o mentalitate, un mindset de hai să văd, mă duc și eu pe teren, așa când am chef, azi puțin, peste o săptămână puțin și văd dacă este ceva. Sau, a zis, eu vreau să devin campion, eu vreau să obțin acele trofee, eu vreau să am un stil de viață frumos și vreau să gândesc ca un campion. Cum credeți? Care din cele două variante? În mod sigur, a doua. Da? Deci, nu poți să obții aceste trofee, indiferent unde au fost ele luate, dacă nu gândești și dacă nu muncești zi de zi și ore până să ajung să le obții. Noi, ceilalți oameni care vedem aceste trofee, ne putem uh, gândi că sunt simple obiecte. Dar nu știm cu adevărat câtă sudoare, câtă muncă, câte mii și mii și zeci de mii de ore de antrenament, de căzături, de înfrângeri a suferit acest om ca să uh, ajungă să câștige aceste trofee. Și aceste trofee nu sunt decât obiecte care materializează gândirea și munca lui împreună. Nici gândirea singură nu putea să-l ducă aici, fără muncă, dar nici munca fără gândire de campion. Ok? Cu alte cuvinte, și noi, dacă vrem să devenim campioni în viața noastră și să avem uh, tot ce ne dorim, și casa, bonus, și mașina, și veniturile, și venitul rezidual, și timpul liber plătit, și echipă frumoasă. Internațională, cu români din toată lumea, cel puțin. Trebuie să avem două componente. Unu, gândire de campion, și doi, muncă de campion, de la început. Sau, mă rog, fiecare când conștientizează acest lucru, că nu toți gândim de la început, wow, vreau să ajung acolo. Și pe parcurs poate veni ideea asta. Ideea este să stăm acolo unde sunt campionii și să învățăm de la ei, dacă chiar ne dorim asta. Pentru că dacă avem o gândire mediocră, niciodată nu vom ajunge să atingem aceste trofee în viața noastră și acest stil de viață. Deci, e o paralelă extrem de utilă nouă, pentru că trebuie să, să împlinim ambele lucruri: și gândirea, viziunea, încrederea unui campion și perseverența lui și toate calitățile. Mentale, emoționale, spirituale, pe care le are un asemenea om care gândește atât de mare, dar și munca, care trebuie să fie perseverentă și fără oprire, până ajungi să obții ceea ce ți-ai dorit. Ok? Asta am vrut să vă spun pe ziua de astăzi. Vă doresc mult succes, să aveți gândire de campion cât mai repede și uh, să aveți claritate în tot ceea ce vă doriți. Să știți exact până când vă doriți casă sau mașină, veniturile respective și ce aveți de făcut concret. Stați alături de noi și aflați cum să deveniți și voi campioni. O zi frumoasă, dragilor!